Uitați-vă un film. Abia aștept să văd manechinul ăsta impecabil cum muncește în grajde. Fai, bun. Ați lăsat Porsche afară. Păi eu, Tantiana, Bruce Willis de România. Eu? Era îmbrăcat ca un vânător de rație, pantaloni de armată și cizme. Doamne. Gabi, nu vrei să iei o guriță de aici? Hai, hai, hai. Ce că poate ți-e poftă. Asta e masa preferată lui Gabi. Da, mă. De asta pleci la Praga, că mănânci toată ziua. Aha. Bă, Sorine, nu știu care dintre noi a mâncat mai mult în emisiunea asta, sincer acum. Invidia, bă. Ok. El spunea, el, bă, uita la el, nu ziceam, nici mai știam ce să zic. Cum e viața, bă, băiatule? Păi dacă nu taci. De la bara de stripte s-a ajuns la lopată. Dau loc cu poate în cap, du-te în lume. Niciun caz nu s-a făcut pentru nici nu vreau să fiu, nu-mi place ideea de a munci, mi se pare... Păi se dă diplomă pentru stripper, mă? Băieții cu Caterinca, cu glume pe ei, eu... Aia mi-a dat Andreea. Le făceam joc ca idee, adică nu a exagerat nimeni, nu m-a deranjat nimeni, nu m-a jignit. A nebunule! Comandați de fermier. Vin acasă. Care mi-au luat Adidas? Râdeau ca proști, efectiv, și chiar m-am enervat. Adidas și mei, unde? Nu știu, de unde... Mai brus numai pe mine? Gabi, nu te enerva. E urât, eu i-am luat. M-a făcut și hoț. M-ai găsit pe mine cu Adidas și tăi. Locul lui Gabi aici, la stână. Mi-a zis mie că sunt cioban? Eu n-am umblat, mă, cu niciun Adidas de atunci. Sunt cioban că ce? Că plec la Praga. Că-mi trazi biletul câștigător, ia uite, bă, ce cioban este. Am bănuit că e el. Hai să facem jocul ăla, să căutăm foc, rece, cald. Zi, Gore, unde să se lăsă? Nu știu, frate. E vorba de invidie. Ei încearcă să mă enerveze pe mine. Am mai trecut lume pe aici, erau niște oameni, mâncau un baraj. Ce treabă, frate, ia să-mi ia mie? Nu știu, frățiorul meu. Hai, mă, să mergem. Mergi cu ăsta și tu. Ești bolnav. Ca să-mi ies eu din fire, să recurg la alte lucruri, poate. Foc. Să mă enervez, nu știu. Rece. Să-mi scad psihicul. Căldut. Dar nu o să le iasă. Fierbinte pe dreapta! Sherlock! Chiar dacă mă vezi pe moment, îmi trece, adică și îi ard altfel. Nu știu care a făcut gestul ăsta. Ia. Dar, sincer și din toată inima, a fost un mare mărlan și prostovan. Extraordinar. Da, bă, că a fost rușinos. Rușinos. Da. Rușinos. Dar ce-ai pățit, mă? Ți-a mâncat Adidas și ce ți-a făcut? Toți trei n-ați făcut, deci unul a făcut asta, înțelegi? Și? Mare mărlan, frate. Păi a căzut fân acolo, mizerie. Caca. Băi, ești nebun. M-a mai spus-o, culegi ceea ce semeni. N-am de gând nici să par fraierul lui și să stau impasiv. Încerc să te ignor pe cât de mult posibil. Ia, mă scărești, mă zi, da. Mi-arăți o lopată pe aia, și? Asta e masa preferată lui Gabi. Bă, dacă vouă de acasă vă place, că o glumă bună, uite-mă, o lopată de-asta, poate ți-e poftă. Să vedem cât râdem la gluma asta. Poate și eu la luat de fraier. Auzi, Gabi. Și-a aranjat ochelarii și mi-a zis, Gabi, trebuia să-i răspund și eu. Nu, mă, bă, tu. Ce să-i fac? Cu ce să... Cum să reacționez? Să-i arunc o piatră în cap, să... Ce să-i zic? Nu, mă, ia-o tu, mă. Te uiți la ăștia minunesc de proste. Ai o vârstă. Nu mai stau, mă, să dau curs la... Lui i-au plecat copiii aia cu care stătea. Ce să-i fac? Eu știu cum este și îl văd. Crezi că Andreea nu percepe și ea stilul lui? A stat ascuns? A zis, știi, uite, mama... Ok, poate chiar mama ta e bolnavă. Da, cu toți avem probleme. Mai mari, mai mici. Fii om, totuși. Stai de-așa, Florin, hai să-i luăm, să-i ascundem. Unde? Uite aici, în spate. Bă, sunteți nebun, i-ați ascuns Adidas și... Nu, eu vor. Nu-mi simte fata nimic.
Într-un final, nu știu cine mi-au luat adidașii. Oricum... Ce să am eu cu el? Aveam boală pe Gabi, nu știu de ce. Ce e el în fața mea? În câteva momente, la Burlăcit.